Evenimentul cultural care marchează 95 de ani de la Marea Unire din 1918 și-a propus să releve repere importante referitoare la desăvârșirea României Mari și semnificația acestui act pentru români. Este o avanpremieră a ceea ce se va întâmpla peste câteva zile. Este una din cele mai importante zile ale românilor, Ziua Națională, ziua de 1 decembrie, zi în care întregul neam românesc a spus da pentru unire, da, pentru unirea tuturor românilor între granițele naturale ale României. Evenimentul organizat de Muzeul de Istorie Paul Păltâna Galați în colaborare cu Liceul Teoretic Sfânta Maria și Școala Gimnazială numărul 22 a culminat cu un concurs în care elevii cel mai bine pregătiți au fost premiați. O să aibă loc și un mini-concurs pe tema Unitatea Națională a Românilor. Cu premiul o să primească fiecare din cei care, evident, s-au și pregătit și vor da și răspunsurile corecte la întrebările și la testul la care fiecare dintre ei o să fie supus. Manifestarea a avut loc la Casa Cuza Vodă și a fost organizată de muzeograful Maria Magdalena Tuluș.